Salutare, bine ați venit la un episod. Băi, suntem pe serverul Doom România Roleplay. Vă aștept și pe voi. Acest videoclip o să fie un pic mai informativ față de celelalte. De ce? Pentru simplu motiv că vreau să vă povestesc un story mod. Ceea ce mi s-a întâmplat mie astăzi. Astăzi e luni, ora 12 noaptea. Cam acum am ajuns de la muncă. Sunt foarte, foarte obosit. Băi, fii atent. Nu vreau să mă plâng, Doamne ferește. Vreau doar să vă zic și vouă, dacă în caz că plecați în străinătate, ce trebuie să faceți prima dată. Poate veți învăța din acest videoclip ceva, să zic. Înainte să plecați în străinătate, luați telefonul frumos, puneți o întrebare pe Facebook, căutați Ah, grupul. mulțumesc. Nu știu ce. Căutați grupul. Care te aparține de orașul Nu mai mulți bani. unde ați auzit că trebuie să plecați. Bine. De acolo frumos, după ce a spus întrebarea, v-a răspuns poate cineva. Sau na, nu toate trebuie să le luați în considerare. Cel mai bine ar fi să vă interesați. Pardon. Asta ce ar însemna? Să căutați pe Google una alta, prieteni, dacă nu merge pe Facebook, încercați cu prieteni. Spuneți, băi, fii atent, vreau să mă duc acolo una alta. Ajută-mă și pe mine dacă cunoști sau ai și tu niște prieteni la rândul tău. Bine. Când plecați în străinătate, un exemplu, acum vorbim de Germania. Poate la altul e bine, poate la altul e rău, poate la altul nu știu cum, nu știu ce. Doar cine a plecat știe de chestia asta. Mamă, mi-au luat toți banii nebuna cap. Că ți-am scos atât să mă... Mi-o și rămas. Bine. Tot frumos. Hai să luăm repede mașina. Tot frumos. Am zis, bă, ce să zic? Aveți grijă. Când mergeți să aveți 16 ani. Un exemplu de... Cred că dacă am auzit bine, de la 16 ani în sus, cam te angajezi, știi? Bine. Sau de la 18 ani, mă rog, în fine. Bă, ce trebuie să faci? Aveți grijă, la angajare toată lumea e cu minte. Începând de la cel mai mic, nu, pacient, de la cel mai mic băiat până la cel mai mic om. Atâta trebuie să știți. La angajare toată lumea e cu minte. Nu trebuie să faci nimic, tot vă dă să completați hârtii, dacă așa să câștigă, dacă atâta trebuie să muncești. Bine, te duci frumos la muncă, începi, cunoști, te învață. Ai învățat o lună, două, am un prost să fie că după 2 luni să nu înțelegi ceva. Eu, un exemplu, lucrez ca și ajutor bucătar într-un spital, unde desigur e de muncă. Nu vreau să mă plâng, Doamne ferește. Ceea ce vreau să vă spun vouă este să trag un semnal de alarmă față de românii plecați în străinătate, care pur și simplu sunt tratați ca ultimul jec. Deci, fratele meu, cum am fost tratat astăzi, v-aș spune înregistrare că happy smaker, frate, happy smaker. Am înregistrat, frate, am înregistrat pe șefa mai mică, deci nu pe patronă, care nu m-a avut nimica deocamdată, stai că ajungem și acolo. Au venit șefa mea mică. A, pe că de ce n-ai făcut acolo? De ce n-ai făcut dincolo? Mă rog. De ce n-ai făcut mâncarea aia de care trebuie? Bine. Eu, normal, eu nu l-am făcut. Ceea ce eu, tot la fel, aici revine tentativa aia de cică șmecher. Adică nu, cum zic, șmecher în ghilimele ar fi, pentru că eu înregistrez tot ce trebuie să fac. A, vă zic și vouă, vă cumpărați, dacă nu, un telefon când ați ajuns în străinătate și vă angajați și un alta, cumpărați repede un telefon, vă puneți frumos în buzunar, salut, nu mai, și puneți în pe înregistrare, știi? Toată lumea știe, în 2020 știe toată lumea să facă pe asta. Bine. Am început frumos, mă duc acolo, păi de ce nu ai făcut mâncarea aia? Bine. I-am explicat, bă, i-am făcut tot timpul, deja de o săptămână și ceva se plânge.
pur și simplu eu fac, dar nu stau cu camera pe mine, deci numai atât înregistrez ceea ce lucrez. Nu stau, uai, că să filmez că un alta, nu. Nu caut așa ceva, Doamne ferește, nu ai voie să filmați, apropo, persoana care te acuză, adică pur și simplu zici că, nu știu ce, cum ar fi șefă, vine la tine și tu încerci să filmezi, nu, să nu faceți așa ceva niciodată. Adică, dar înțeles, voi după aia picați de rău și toți voi trebuie să plătiți o sumă de, de la 5.000 de euro în sus. Fii atent, puneți telefonul frumos în buzunar, ca să ne imaginăm acum, ai hainele de muncă, știi? Ți le pui tot în buzunar, n-ai niciun stres, frate, n-ai niciun stres, știi ce bine filmează? Asta înregistrează foarte, foarte bine. Bine, să trecem mai departe. Că n-am făcut nu știu ce, că n-am... Bine. I-am spus frumos, dar n-ai cu cine vorbi, cam de săptămână cam așa se leagă de mine. Nu vreau să mă plâng, apropo, deci nu, Doamne ferește, știți bine, românul e muncitor. Dacă aveți părinți, bunici, rău de plecat în sănătate, știți bine cât se muncește și cum se muncește. Poate știți și povestea asta de care vă zic eu. Și, na, poate se leagă. Băi, pur și simplu, a început la un moment dat, prin nervii pe care a avut nemțoaica, că e nemțoaica, să ridice mâna la mine. Aia ce ar însemna? Deja cum ar fi să te lovească. N-am zis nimic, i-am spus numai, ok, dă-i. Pentru o palmă dată se poate din nou plăti suma de 5.000 de euro în germană. Mai ales dacă ai înregistrare cu chestia asta. Bine, am lăsat așa mai moale, mă duc în bă frumos de muncă, îmi fac treaba. Am terminat orele pe care le-am terminat, am zis că nu, mă duc și eu în pauză, că normal, na, după atâtea ore de lucrat am și o pauză. Merg și eu în pauză, nu? Vine șefa mare, frate, deci fii atent aici. Vine șefa mare, băi, deci e... N-am mai întâlnit așa ceva niciodată. Când nu ești dorit la un loc de muncă, se vede. Asta e adevărul. Se vede. Și dacă ești cel mai muncitor om din lume, frate, și dacă te străduiești foarte mult, asta e și în viața reală. Unde nu ești dorit, acolo să nu te duci. Bine. Totul frumos. Cum am și zis, mă repet, mă duc la muncă înapoi. După pauză. Vine din nou șefa, dar care șefa? Aia mare. Că ce, cum arăți, că ești un român spurcat, că ești un țigan, că ești nu știu cum, că ești nu știu ce. Băi frate, ce adrese mi-au dus la vorbele ei. Deci pur și simplu eu am rămas șocat. Deci eu am rămas șocat. Din contră, cum am ce zis, vă mai repet, am avut telefonul pe înregistrare, încă pe înregistrare, cred că am avut 2 ore, 3 ore de filmare. Bine, am venit acasă frumos. Nu, mi-am luat din nou o pauză, deși nu aveam voie. M-am dus frumos, afară, în loc unde se filmează, și sună avocatul. Asta ce mai bine să faceți când ajungeți într-o țară străină, căutați și avocat. De preferat un român, poate te ajută, poate nu te ajută. Uite că mulți nici nu te ajută, deci aici se întoarce și spatele. Am sunat pe un băiat pe care l-am eu aici, lângă mine, aproape la 30 de kilometri, bine. Omul are registrare, da, bun. Nu explica care e toată faza, nu are voie să facă rasism, discriminare, bat jucură de tine, cum are să nu contează. Că nu ai fost în stare să faci nimic, că nu știu cum, adică vă dați seama, aici vorbesc orică, nu știu frate, dacă vedeți clipul ăsta să ajungă pe undeva, dar asta e, poate învățați și voi ceva. Pur și simplu, tu lucrezi, te doare picioarele, te doare mâinile, te doare capul, te doare tot ce te doare și nu poți să o lași numai așa, adică te ajungi acasă după 90 ore de muncă și pur și simplu îți dai seama că dacă nu ai muncit nu te-ar durea, deci pur și simplu asta e adevărul, nu ai muncit nu te-ar durea, asta e adevărul. Bine, ajungem mai departe, după ce face rasism cu mine și bat jocuri și eu în alta, din nou am avut, da, asta cine e șefa mare, frate, am
pus frumos telefonul, am înregistrat tot, am pe de-am zis ce de la muncă. Ceea ce vreau să vă zic, aici se va termina episodul, băieți. Să fiți atenți pe unde mergeți, când mergeți, ce faceți. De ce? Pentru că lumea e foarte, foarte rea. Adică nu vreau să zic că bombardier, că un alta. Nu. Să nu credeți că în Germania, un exemplu că nu, acum eu vorbesc eu, să nu credeți că în Germania e câine cu culoci în coadă. Adică ce ar fi? Asta. Banii cresc pe garduri. Nu. Pentru bani trebuie să muncești. Dar tu, dacă un exemplu, muncești, ești muncitor, și lumea își bate joc de tine. Cine? Șeful și șefa. O, nu te mai dorești acolo, el ăsta adevărul. Că lucrezi bine, că nu lucrezi, nu te mai dorești acolo. Și pur și simplu mâine, să-mi revin la subiect, mă duc, îmi văd de treabă, dacă mai, dacă nu, voi să din nou acasă. Și asta e. Deci pur și simplu, unde nu ești dorit, frate, pleacă. Deci pleacă, te rog frumos, că nu ești dorit, deci, na. Băi, acesta a fost un video, mai mult un story mod și un pic de ajutor pentru voi. De ce? Pentru a evita foarte multe chestii față de rasism în altă țară și în altă, poate învăța și ceva, sunteți copii, eu am înțeles, dar poate aveți pe cineva plecat în străinătate. Încerc să vă aduc cât mai mult cât o educație din ceea ce am trăit eu. Poate vă ajută cu ceva. Poate nu. În fine, dacă ți-a plăcut acest episod, să nu uiți de butonul de like, subscribe. În fine, nu am făcut acest episod să mă plimb, să mă plâng. Deoarece nu sunt o persoană care se plânge. Nu, nu. Din contră. Dacă puteam să-l arăt acum pe episod, înregistrările care au fost, dar nu sunt editate. Deci am avut 4 ore jumate de înregistrare în care trebuie să îți dai seama că dacă mă duc la poliție cu așa ceva sau la avocat, na. O să fie un pic am bătaie de cap cu ei, dar asta e. Bun. Păi vă aștept și pe serverul Domnul România Roleplay. Ne comportăm ca și în viața reală. Deci asta poate fi o întâmplare din viața reală. De-aia am ales să fac acest video cât pe 5V. Eu te-am lăsat o seară bună să ai. Ne întâlnim data viitoare. Și să nu uiți să vezi ce scrie acolo, știi? Ciao, ciao.